Chiar dacă gazele naturale s-au scumpit, multe localități din țară își doresc să beneficieze de această utilitate. Printre acestea este și Comuna Crișcior, care, într-o asociere cu Dobra și Ilia, al cărei lider este, a reușit să obțină finanțarea unui proiect pentru o rețea inteligentă de distribuire a gazelor naturale. Cine nu și-ar dori gaze într-o comunitate? Chiar dacă s-au scumpit astăzi, probabil peste un viitor nu foarte îndepărtat, lucrurile vor reveni la normal și gazele vor fi destul de accesibile. Mai ales că proiectul prevede și acele branșări, ce e un lucru extraordinar, mai ales că vorbim de rețele inteligente. Bun, acum aș vrea să spun că meritul nu e al doar a primarului din Crișcior, e meritul tuturor primarilor, pentru că noi ne-am unit cu Ilia și cu Dobra, cu colegii mei, cu Marius și cu Ovidiu, pentru a realiza până la urmă acest proiect. Știam că unindu-ne vom obține un punctaj mai mare și s-a văzut, am luat cel mai mare punctaj la nivel național. Obținerea finanțării nu a fost deloc ușoară, întrucât mulți dintre locuitorii respectivelor comune nu credeau că proiectul va fi unul viabil. S-a luat în calcul și numărul de locuitori, numărul de branșamente și numărul de consumatori. Ambele sunt comune mari. Sunt comune care avem licee, avem blocuri. Deci, cumva așa, ne leagă multe lucruri. Și atunci am decis să ne asociem. De aceea nu e meritul primarului din Crișcior. Până la urmă, e meritul tuturor că am găsit această cale de asociere și astăzi suntem bucuroși. Deși, încă o dată, suntem și criticați, accept criticile, dar eu mă bucur din suflet pentru acest proiect, chiar dacă și acum sunt unii cetățeni care îmi spun, povești, niciodată nu vor veni gazul. Ovidiu Furdui, primarul comunei Hunedoara Crișcior, se bucură pentru această reușită și crede că proiectul, în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro, va fi cel mai mare din zonă pentru mult timp de acum încolo. La momentul depunerii proiectului, nu vă spun cât parte de miștocăreală am avut, că efectiv asta a fost, ai domne, nu-i gaz în brad și îl baște un Crișcior, aruncăm banii pe proiecte, facem, dar astăzi când cele trei localități avem 25 de milioane de euro aproximativ, eu cred că e cel mai mare proiect derulat vreodată de comunitatea noastră și credeți-mă că nu prevăd în viitorii să fiu așa 50 de ani proiect de asemenea anvergură pentru zona noastră. Așa că nu pot decât să fiu bucuros astăzi. Cum se va derula acest proiect, când este termenul de finalizare, dar și alte aspecte legate de acesta, puteți afla urmărind astăzi la ONU TV, după jurnalul de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat Ovidiu Furdui, primarul comunei Crișcior.